În curând, șoferii vor putea raporta în timp real unde sunt probleme pe drumurile sau autostrăzile din România printr-o aplicație de navigație GPS pentru telefon. Aplicația este făcută de autoritățile de la drumuri. Printre problemele care vor putea fi sesizate de șoferi, se numără gropile din carosabil, marcajele lipsă, parapete stricate, lucrări, obstacole sau pericole întâlnite în cale, accidente, zone cu vizibilitate redusă sau vehicule pe contrasens. Deocamdată, Serviciul Național pentru Raportarea Voluntară va fi destinat rețelei de autostrăzi și drumuri naționale, însă pe viitor el va putea fi extins și la drumuri județene și locale prin încheierea unor parteneriate cu autoritățile locale, astfel încât șoferii să fie redirecționați către administratorii de drum din zona respectivă.